În prima voințe noastre am fost răpiți pentru că suntem oameni vii, născuți vii. Trebuie să ne trezim, pentru că acest oraș este orașul în care Dumnezeu va salva patria. Sigla Brașovului are sub el Deo Vindici Patriae, Dumnezeu Salvatorul Patriei. Avem imnul național române, în somnul cel de moarte. Suntem în somnul cel de moarte. Haideți să le trezim și să facem cea mai frumoasă lume din România. Că raiul se poate în România și raiul se poate face acum. Acum presupune să trăim eternitatea bine între noi și în iubire. Aia presupune raiul. Nimic mai mult. Așa a intrat în atenția presei anul trecut milionarul Dan Cristian Cămărzan, născut viu. A fost dus la secția de poliție și lăsat mai apoi liber. Acum însă vorbim despre inculpatul Dan Cristian Cămărzan, care nu mai este liber. Acuzat de omor, milionarul a fost încătușat și trimis în beciul poliției. Inculpatul Cămărzan Dan a avut un conflict spontan cu bunica maternă, în locuința comună. Urmarea acestui conflict a proiectat-o la pământ, i-a comprimat pieptul, gâtul și căile respiratorii, moartea fiind astfel produsă prin acțiunea inculpatului. Duminică, eu am fost la Ion Alimentar aici. Și merge mereu. Eu eram acolo, am consumat o cafea și a cumpărat țigări, a luat niște biscuiți sau nu știu ce a cumpărat de acolo și o ciocolată, a mâncat, a băut un suc înăuntru magazin și a plecat. După o noapte în arest, Cămărzan a fost dus la judecată pentru a fi sau nu arestat. De ce ați ucisă pe bătrâna? Nu aș putea să vorbesc dacă vorbești. A trebuit să vă omori și mama? Nu este vorba de mamă, este vorba de tată. Bunica este tată. Un judecător de drepturi și libertăți al Tribunalului Brașov l-a trimis pe inculpatul Cămărzan pentru 30 de zile în arestul poliției. Așadar, de la o avere de 30 de milioane de euro cu 15.000 de euro pentru doar o șampanie, a urmat declinul, cu proiecte imobiliare eșuate și cu mesaje năucitoare, de la suveranitatea față de organizarea statală până la convingerea că el, Cămărzan, e chiar Dumnezeu. Arestat astăzi sub acuzația că și-a ucis bunica, pe inculpat îl așteaptă o expertiză psihiatrică și un verdict definitiv al magistraților.